My flight secret. Hei, salut! Eu sunt Andreea și acesta este un nou vlog pe canalul meu. Astăzi am decis să gust dulciuri din Germania, pentru că fratele meu mi-a adus câteva dulciuri și astăzi o să le dau o notă și o să vă spun care merită să îl cumpărați și care nu merită. Eu niciodată nu am fost în Germania și cred că va fi o experiență foarte superbă să gust acum dulciuri din Germania. Deci, haideți să începem cu primul produs. Aici în spate se află câteva dulciuri pe care acum o să vi le arăt și câteva lucruri, așa că să începem! Mai întâi de toate o să vă arăt câteva chestii, pentru că sunt cele mai puține. Deci fratele meu, când a fost în Germania, mi-a cumpărat câteva chestii pe care știa că mi le doresc. Fidget spinner, corect! Am și eu fidget spinner, sunt foarte drăguțe. Le-am pe acestea două. Primul este foarte, foarte drăguț, este cu steagul Americii și se rotește foarte mult. După cum vedeți, se aude, însă nu e nimic. Îmi place foarte mult, se rotește foarte mult. Cred că se rotește 3 minute, sunt sigură. Deci da, acesta foarte drăguț și acesta este negru cu roz, de fapt cu violet, se potrivește. Și nu este simplu, pentru că are și chestiile astea. Deci aici trebuie să-l bați un pic și aici, aici. Și când îl învârți, este foarte drăguț. Haideți să vă arăt cum este în întuneric. Deci am venit aici în întuneric și acum o să încercăm să aprindem fidget spinner. Apoi, de la H&M, am mai primit o pereche de ochelari. Sunt foarte drăguți, îmi plac foarte mult modelul. Sunt negri sau cafenii, încă nu-mi dau seama. Și au aici, vedeți, chestia asta parcă e făcută din lemn. Și sunt foarte, foarte drăguți. Haideți să vă arăt cum arată pe mine. Chiar îmi doream așa fel de ochelari. Și uite că fratele meu a ghicit ce fel de model eu vreau. Acum, trecem la cel mai important și cel mai gustos. Dulciuri! Așa, primul lucru pe care vreau să-l gust sunt aceste batoane de la Nutella, care arată ca o pâine. Sunt sigură că o să fie bune, pentru că sunt de la Nutella, nu așa? Haideți să le deschidem. Arată foarte drăguț. A, sunt pachetele aici, sunt mai multe pachete. Haideți să gustăm unul. Așa arată un batonaș. Este un... Wow, miroase super bine. Miroase Nutella. Cât de drăguț! Arată ca o pâine micuță. Și arahide. Arată superb. E super bună. E superbă. Are foarte multă Nutella. E extrem de bună. Îi dau un 10 din 10. Chiar merită 10. Super. Următorul sunt aceste geleuri de la Haribo. Sunt cu fructe tropicale. Și haideți să gustăm. O să gust doar două. Acesta este un palmier. Foarte bun, ca orice alt geleu de la Haribo. Aici sunt mai multe feluri, dar eu nu o să le gust pe toate. Și o banană. Foarte bună. Și chiar se diferențiază de altele. Este foarte bună. Apoi avem două chestii din astea pe care am vrut de mult să le gust. Se numesc Mikado. Nu știu dacă pronunț corect, pentru că nu știu limba germană. Mikado. Primele sunt cu ciocolată și celelalte cred că sunt cu ciocolată albă sau culoare.
care au pachet. Sunt niște bețișoare care sunt învelite în ciocolată. Apropo, am uitat să spun ce notă dau la Haribo. Tot le dau 10 din 10 pentru că, da, sunt destul de bune. Așa arată aceste bețișoare. Haideți să gustăm. Îmi place, dar mie nu-mi place foarte tare pentru că ciocolata este amăruie. O să dau un 9 din 10. Apoi mai am 4 ciocolate, de fapt sunt 5, dar... Deci 4 ciocolate. Prima este cu... nu înțeleg cu ce scrie pe germană. A doua e cu nucușoare, a treia e cu simplă ciocolată și asta este simplă. Nu o să le gust acum, aceasta este cu totul altfel. Nu o să le gust acum pentru că nu-mi place deloc ciocolata neagră. Aceasta este 70% ciocolată neagră. Deci, ceva ce urăsc eu foarte mult, așa că nu o să le gust acum. Asta sunt mai mult pentru mama, pentru că mamei îi plac ciocolatele negre. Mie nu îmi plac. Apoi avem două ciocolățele, două pachete de ciocolate de la Milky Way. Deci tot sunt niște batonașe. Cred că este Milky Way, nu. Arată așa, arată foarte bine. Haideți să gustăm. Îmi cer scuze dacă vă fac poftă. Asta nu e intenția mea. Pur și simplu am văzut multe videoclipuri de genul și am decis să fac și eu. Wow, ce tare! Deci ele aici sunt două. Parcă mai am văzut de asta la noi în Moldova, dar nu cu Milky Way. Da, este foarte bun. Este Milky Way înăuntru. Și n-are gust de nimic. Adică are gust, dar nu știu cum să-l descriu. Dar este foarte bun. O să-i dau un 10 din 10. Apoi vin niște ciocolate de la Kinder. De asta am mai gustat. Dar nu știu. N-am gustat în așa pachet. Haideți să încercăm. Poate sunt mai diferite. Pentru că știu că noi avem din astea în Moldova. Dar poate se diferă cu ceva, nu știu. Haideți să le încercăm. Da. Învățați-vă cum să rupeți pachetul. Au, stai, se rupe așa. Logică, zero. Cât de bine arată, uitați-vă. Haideți să luăm un baton. Îl gustăm. Poate se diferă cu ceva. Arată așa, ca cele de la noi din Moldova. Haideți să gustăm. E exact la fel, doar că are mai multă cremă. Și mai multă cremă, da. Și o să le dau un 10 din 10. Apoi vin niște bombonele pe care am auzit că sunt foarte bune. Sunt cu cocos, dar mie nu-mi place foarte mult cocosul, de asta nu cred că o să-mi placă. Însă oricum o să gustăm. Așa arată. Se numesc Duplo Cocos. Așa cred că se pronunță, nu știu. Arată foarte bine. Haideți să gustăm. Miroase și are gust exact ca la Raffaello. Are un gust superb. Exact ca la Raffaello. Normal, pentru că e cocos, dar chiar are același gust. Parcă ar fi Raffaello în formă de baton. Este foarte bun, chiar vă recomand. Deci dacă plecați în Germania, cumpărați chestiile astea.
Sunt extrem de bune. Deci jur că e la fel ca Raffaello. Are același gust. Îi dau un 10 din 10. Chiar dacă mă așteptam să nu-mi placă, pentru că eu nu iubesc cocosul, însă chestia asta chiar este foarte bună. Și merită pe aceste biluțe cu ciocolată. Îmi place foarte mult cutia lor. Sunt simple cu ciocolată? Nu. Sunt cu ciocolată și nu au... sau, nu știu. Ok, într-un final am deschis chestia asta. Haideți să gustăm. Sunt niște biluțe simple. Haideți să vedem cum sunt înăuntru. Ciocolata este moale. Sunt foarte bune. Ciocolata este moale. Adică sunt foarte bune, doar că nu sunt ceva wow, așa că o să le dau un 9. Merită un 10, doar că nu vreau să dau 10, pentru că n-au nimic neobișnuit. Însă, oricum, sunt foarte gustoase. Deci am impresia că la ciocolata aia e prea multă ciocolată. Mix, mau mix, deci e mix. Vedeți ce mai multe? Haideți să gustăm. A tot felul de dulciuri. Vedeți aici sunt diferite. Noi nu o să gustăm din toate, dar o să mistruim. Wow, cât de tari sunt. Deci de toate sunt diferite. Ups. Miros oribil au. Nu știu ce miros, dar nu miros bine deloc. Și arată și foarte ciudat, parcă e o piatră. Asta e gumă. Cu Sprite. Da, sunt... O, doamne. E gumă cu Sprite. Știți când bei Sprite și ai multe gaze? Păi așa e și la guma asta. Una la fel și una verde. Haideți să gustăm pe asta verde. Deci, gumă simplă. Chestii de asta, chestii de asta. Par foarte interesante. Se numesc tot așa Momo Sour Strippers. Deci nu știu germană, așa că haideți să le încercăm. Par drăguțe, adică sunt așa subțiri. Asta tot e gumă. Miroase cireș. Nu știu cum spune în română la cuvântul ăsta, dar în moldovnesc spune chisla. Păi uite, cu guma asta e chisla, ea, cum spunem noi. Nu-mi place. E prea aromată. Nu-mi place, o să-i dau un 6 din 10. Următoarea este Maom. Mie mi se pare că am gustat așa ceva, așa că nu o să gust acum. Haideți să gustăm pe aceasta. Până acum, acelea cred că sunt cele mai ok. Sunt așa mai...
aroma de Sprite, din nou. Seamănă foarte tare cu acesta. Dar acelea sunt mai bune. O să-i dau un 8 din... Dacă nu mă greșesc, astea sunt ultimele. Sunt niște napolitane, sau mai bine zis, hanuta, cu alune. Arată foarte bine, haideți să le deschidem. Îmi place foarte mult să deschid ambalajele de astea. Arată foarte bine. Wow, uitați-vă cum se deschide, vedeți? Ce drăguț! Haideți să luăm o napolitană. Prea multă muncă. N-am făcut numai fermeturi. Ok, deci așa arată. Arată ca o napolitană simplă și aici parcă are un strat de ciocolată și atât. Pentru asta am împachetat atâta? Haideți să gustăm. De fapt m-am înșelat. Această napolitană este foarte bună. Ciocolata este un pic amăruie. Însă... Un pic tare amăruie, însă napolitana este foarte bună. Este ca napolitana de la înghețată, de la Ceau Cacao, nu știu dacă știți. Dar napolitana este foarte bună și am găsit aceasta exact cu celălalt. Este extrem de bună și dacă vedeți, așa de napolitane, cumpărați, pentru că sunt drăguțe și gustoase. Sincer, nu știu ce dulciuri mi-au plăcut cel mai mult. O, uitați-vă, în Haribo avem și o pasăre. Și cel mai tare, ce mi-a plăcut, a fost Fidget Spinners. Este foarte drăguț. Pe cameră nu arată așa ca în viața reală. Deci sunt foarte drăguțe. Iar eu acum trebuie să strâng toate aceste dulciuri și să mă pregătesc pentru lecții. Să mă pregătesc de lecții pentru că mâine plec la școală. Abia aștept să le arăt colegilor mei fidget spinurile, pentru că suntem în ultimile două zile de școală până va fi 31 și asta va fi cea mai bună ocupație în timpul lecției. Și încă o dată, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri și ne vedem data viitoare la un alt videoblog. Pa, pa!